Panna cotta cu căpșun la pahar. Avem nevoie de 200 ml frișcă lichidă, 10 g gelatină, 200 ml lapte, 30 ml apă, pastă de vanilie și 30 de grame de zahăr pudră. Punem apa peste gelatină. Amestecăm gelatina și o vom lăsa deoparte. Am pus o cratiță la foc, voi pune frișca lichidă. Adăugăm laptele, zahărul, amestecăm bine. Când va ajunge la punctul de fierbere, o vom lua deoparte. Adăugăm vanilia. O lăsăm cam 5 minute să se răcească, după care vom adăuga gelatina. Amestecăm până la dizolvare. Avem nevoie de 3 pahare. Pentru a realiza designul dorit, am nevoie de ele într-o poziție înclinată. Le-am pus într-o tavă și m-am ajutat de un prosop pentru a le menține în această poziție. Voi turna compoziția în pahare. Le vom da la frigider pentru 2 sau 3 ore. Pentru sos avem nevoie de 450 de grame de căpșuni, 80 de grame de zahăr și 2 linguri de apă. Voi curăța și tăia căpșunile. Am pus o cratiță la foc, voi pune căpșunile. Voi adăuga zahărul și voi lăsa până când va începe să fiarbă. Adăugăm apa. Acum că au ajuns la punctul de fierbere, le vom lua deoparte. Le vom lăsa să se răcească. Le pasăm. Cura sosul. Am scos paharele de la frigider și voi adăuga sosul de căpșun. Aceasta a fost rețeta de panna cotta cu căpșuni. Vă mulțumesc pentru atenție și nu uitați să dați share dacă v-a plăcut această rețetă. Pa, pa!